Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. Autoritatea rusă de aviație civilă a confirmat că la bordul avionului privat prăbușit în regiunea Tveri, la aproximativ 300 de kilometri de capitala Rusiei, se afla liderul grupului Wagner, Evgeni Prigojin. Anterior, informația privind decesul acestuia a fost confirmată de canalele de Telegram apropiate structurii. Rosaviația a publicat lista integrală a celor 10 pasageri care au decedat în urma prăbușirii aeronavei. Până în prezent însă nu s-a anunțat oficial despre faptul că trupurile neînsuflețite găsite după catastrofă au fost identificate. Evgeni Prigojin și adjunctul său, Dmitri Utkin, se află printre persoanele decedate în timpul prăbușirii avionului privat în regiunea Tver din Rusia. La bord se aflau 10 persoane, inclusiv 3 membri ai echipajului. Agenția Federală de Transport Aerian a Rusiei a publicat lista completă a celor care se aflau în avion, transmiteria.ru. Supraviețuitori nu există. Printre ei, o singură femeie, însoțitoare de bord, Cristina Raspopova, care avea 39 de ani. Cu puțin timp înainte de decolare, le-a trimis rudelor un mesaj în care spunea că zborul lor a fost întârziat, relatează cotidianul Moscovski Komsomolets. Agenția a mai subliniat că zborul avionului Embraer 135 a fost efectuat în baza autorizației de folosire a spațiului aerian, eliberat de Agenția Federală Rusă de Transport Aerian. Imaginile publicate pe rețelele de socializare prezintă momentul în care avionul în flăcări cade controlat, pierzând brusc din altitudine, iar la momentul impactului cu solul, focul încetinește. Ministerul rus pentru situații de urgență a raportat miercuri 23 august că un avion privat Embraer, care abia decolase de pe aeroportul Sheremetyevo-Moscova cu destinația Sankt Petersburg, s-a prăbușit în regiunea Tver. Cu referire la un raport al aplicației de urmărire a zborurilor Flightradar, agenția rusă de presă TASS scrie că aeronava a pierdut altitudine de mai multe ori într-o perioadă scurtă de timp înainte de a începe să cadă. Ucraina, unde trupele Wagner au participat la operațiunile de luptă, a venit cu o primă reacție după moartea lui Evgeni Prigojin. Consilierul președintelui Volodymyr Zelensky, Mihailo Podoleac, este de părere că Prigojin a fost lichidat la ordinul lui Putin după tentativa de lovitură de stat. Mai mult, se spune că acesta este un semnal pe care liderul de la Kremlin îl dă elitelor ruse înainte de alegerile din 2024, menționând că Putin nu iartă pe nimeni. Kremlinul nu a venit deocamdată cu o reacție la cele declarate de partea ucraineană. Nu există o reacție oficială din partea Rusiei, nici referitor la accidentul aviatic din 23 august. Anterior, moartea lui Prigojin a fost confirmată de canalul de Telegram Grey Zone, apropiată trupei de mercenari. Conducătorul grupului Wagner, eroul Rusiei, adevărat patriot, Evgeni Viktorovici Prigojin, a murit în rezultatul acțiunilor trădătorilor Rusiei, se arată în mesaj, și canalul Wagner Group a confirmat moartea lui Prigojin. Până de curând, un apropiat al lui Vladimir Putin, supranumit și bucătarul acestuia, Prigojin a condus în iunie o rebeliune a mercenarilor Wagner împotriva conducerii militare ruse. În urma unei intervenții a președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko, el și-a oprit după câteva ore subordonații care se îndreptau spre Moscova. Prigojin acuza elitele militare ruse că doresc dezintegrarea Wagner. La scurt timp, Putin le-a acuzat pe Prigojin de trădare și a spus că nu va ierta pe nimeni. Ulterior, Kremlinul a anunțat că renunță la acuzații. Pe de altă parte, unii analiști politici nu exclud că moartea lui Prigojin ar fi fost o înscenare. Viața celor 10 moldoveni răniți în dublul accident rutier produs ieri în Polonia este în afara oricărui pericol. Persoanele au fost transportate la cele mai apropiate spitale, unde au primit asistența medicală necesară. Ambasada țării noastre la Varșovia este în contact cu autoritățile locale, fiind disponibilă să întreprindă toate acțiunile consulare necesare, afirmă Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, care s-a autosesizat în legătură cu acest caz. În același timp, autoritățile poloneze afirmă că accidentul s-a produs în apropierea locului
localității Gorzno, iar cauzele care au stat la baza acestuia se stabilesc. Amintim că autobusul în care se deplasau 10 moldoveni, inclusiv un copil, s-a ciocnit cu un camion. Toți au avut de suferit. Ghinionul s-a ținut însă lanț. La 2 ore după incident, 2 dintre victime au fost rănite din nou, după ce ambulanța care le ducea la spital s-a izbit într-un alt vehicul. Medicii autosanitarii s-au ales cu leziuni ușoare. Presa poloneză scrie că autocarul mergea spre Varșovia, iar șoferul camionului este cetățean ucrainean. Guvernul nu a fost informat deocamdată despre cererea partidului Șor depusă la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în care contestă decizia prin care a fost scos în afara legii. Dacă sesizarea formațiunii va fi examinată, Moldova trebuie să se aștepte la o decizie ce corespunde Convenției Europene a Drepturilor Omului. Declarații în acest sens au fost făcute de către agentul guvernamental la CEDO pentru postul nostru de televiziune, asta după apariția în presa străină a informației despre plângerea partidului la CEDO. Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar putea să se pronunțe în septembrie asupra legalității interzicerii partidului Șor, scrie publicația Daily Sabah. În articol se menționează că cererea formațiunii a fost depusă pentru a evita vătămarea drepturilor lor și mai largă democrației în Republica Moldova, inerente în îndepărtarea unei forțe principale de opoziție, precum și a sutelor de aleși cu experiență din peisajul politic. Agentul guvernamental la CEDO spune că instanța de la Strasburg va aprecia dacă aceste afirmații sunt sau nu argumentate. Suntem într-o democrație, de asta evident orice formațiune, orice persoană interesată are dreptul de a valorifica la nivel național, că ele judiciare și ulterior în fața Curții Europene. Deja fora de la Strasburg va da apreciere în ce măsură alegațiile reclamanților sunt justificate sau nu. Potrivit articolului, Partidul Șor a depus un proiect de cerere la CEDO în care contestă decizia de a interzice formațiunea. Cererea a fost înregistrată de instanță, iar partidul a fost invitat să completeze dosarul până în data de 18 septembrie. Formațiunea invocă încălcarea articolelor 10, 11 și 18 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care protejează drepturile la libertatea de exprimare și libertatea de întrunire și asociere. Guvernul nu a primit o cerere oficială despre acest dosar, spune Dumitru Obadă, care precizează că există proceduri prealabile la Curtea Europeană care trebuie respectate, iar dacă cererea reclamantului corespunde criteriului de admisibilitate, atunci guvernul este informat. La momentul actual noi nu avem o comunicare oficială din partea Curții Europene despre luarea, spre examinarea acestei cauze. Ulterior, când va fi comunicată, urmează deja procedurile necontencioase, 3 luni și ulterior contencioase pentru a guvernul să se expune pe acest subiect. Dacă sesizarea formațiunii va fi examinată de CEDO, Moldova trebuie să se aștepte la o decizie ce corespunde Convenției Europene a Drepturilor Omului, mai spune Obadă. Moldova se poate aștepta în situația în care va fi preluat spre examinare de către Curtea Europeană la o decizie în lumina Convenției și a Drepturilor Omului, evident. Forul de la Strasburg, în cazul în care dacă va da curs, va emite o decizie corectă care va trebui respectată, sau de admitere sau de respingere. În iunie, Curtea Constituțională a declarat drept neconstituțional Partidul Șor la cererea guvernului. Autorii sesizării susțin că în toate activitățile sale, formațiunea a acționat în contradicție cu principiile statului de drept, punând în pericol suveranitatea și independența țării. Reprezentanții partidului s-au arătat convinși că nu au existat temeiuri pentru interzicerea formațiunii, declarând că se vor adresa la CEDO. Reprezentantul guvernului declara atunci că decizia este întemeiată și legală, iar președintele Maia Sandu spunea că este o decizie așteptată de societate, anume pentru că moldovenii pun preț și vor să trăiască într-un stat democratic, într-un stat de drept. Experții Comisiei de la Veneția spuneau anul trecut că declararea neconstituțională a unui partid politic reprezintă o ingerință în dreptul la libera asociere și întruniri, protejat de articolul 11 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și va fi egală cu interzicerea acestui drept. Ulterior, deputații PAS au votat un amendament la codul electoral, prin care s-a decis că membrii din conducerea Partidului Șor, declarat neconstituțional, nu au dreptul să candideze la alegeri pe o perioadă de la 3 la 5 ani de la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale. Potrivit autorilor, în proiectul de lege nu este vorba despre sancționarea individuală pentru acțiunile partidului. Aceasta este o măsură preventivă care restricționează dreptul de a candida al unui anumit cerc de persoane din partidul declarat neconstituțional. Ilan Șor a calificat inițiativa PAS drept ilegală și neconstituțională. Ulterior, 5 deputați aleși pe lista Partidului Șor, scos în afara legii, au contestat decizia respectivă
inițiativă la Curtea Constituțională. Anterior, Asociația Promolex a declarat că proiectul de lege elaborat de PAS ar trebui să facă obiectul unei expertize juridice și să fie avizat de Comisia de la Veneția. Șantaja un polițist din Criuleni, de la care cerea 2000 de euro. Forțele de ordine au reținut o pretinsă autoritate criminală care l-a amenințat pe angajatul MEAI cu bătaie și incendierea mașinii. Dar nici omul legii nu era de intimidat. Șantajul ar fi fost comandat de rudele unui șofer beat pe care polițistul l-ar fi amendat anterior. Bărbatul, ce ar fi fost angajat pentru comiterea infracțiunii, considerat în localitatea de Baștenă și cele învecinate ca autoritate criminală, l-a amenințat pe angajatul MEAI cu violență fizică și incendierea mașinii personale dacă nu primește 2000 de euro. 3, 4, câte zile se Băi, azi e marți, da? Da. De până duminică. Că așa repede lei propagini, la mai fete Dar polițistul, cu experiență de muncă de peste 5 ani, l-a denunțat pe autorul șantajului. După acumularea probelor comunicării telefonice dintre cei doi, prin care bănuitul își continua șantajul, oamenii legii au descins cu percheziții la domiciliul acestuia. La domiciliul suspectului, ofițerii INI, sub conducerea procurorilor PCCOX, au obținut informații ce confirmă șantajul investigat, precum și au ridicat cartușe păstrate ilegal, o ștampilă prezumată falsă a judecătoriei Chișinău, cu sediul la Buiucani, stații radio, dispozitive GPS și camere video camuflate. Urmează ca procurorii să-i prezinte învinuirea pentru depunerea demersului de aplicare a arestului preventiv. Cercetările continuă, timp în care bărbatul beneficiază de prezumpția nevinovăției potrivit legii. Apropo, în 2019, acesta a fost trimis în judecată pentru răpirea unei persoane, dar a fost eliberat din arestul preventiv de către instanța de judecată în așteptarea pronunțării hotărârii. Suplimentar, bănuitul a fost investigat și pentru fapte de tortură. Prima lecție din acest an școlar va fi dedicată temei Moldova europeană. Precizarea a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, la o întrevedere cu profesorii din Soroca. Pentru 1 septembrie, noi vă îndemnăm să desfășurați o lecție de început de an cu genericul Moldova europeană. Noi vom aproba la Ministerul un mic ghid în aceste zile care să vă orienteze în activitățile pe care le-ați putea organiza. Rugămintea este să dăm curs acestei inițiative și să construim toți împreună suportul pentru această opțiune educațională, a declarat Perciun. Precizăm că anul trecut, prima lecție a fost dedicată anului recunoștinței. Elevii au discutat despre eroii căzuți în luptele pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Ministerul Mediului îndeamnă administrațiile instituțiilor de învățământ să nu permită folosirea și lansarea în atmosferă a baloanelor cu heliu la început de an școlar. Potrivit instituției, acestea pot provoca numeroase probleme mediului înconjurător, în special pentru vietățile terestre și acvatice. Ministerul declară că un grup de cercetători din Australia a descoperit că, în total, una din 5 păsări de mare moare în mod regulat ca urmare a consumului unor resturi de balon. Iată de ce, în multe state ale lumii, pentru a reduce impactul negativ asupra mediului, legislația interzice utilizarea baloanelor cu heliu în activitățile de agrement. Astfel, populația este îndemnată să renunțe la această practică. În Republica Moldova nu există prevederi de acte normative care ar introduce asemenea interdicții. De aceea, responsabilii de mediu spun că mizează pe bunul simț. Astăzi Ucraina sărbătorește 32 de ani de independență. Cu acest prilej, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de felicitare. Pe pagina sa de Facebook, șeful statului a scris că Moldova privește cu adânc respect spre Ucraina, nu doar ca vecin, ci ca un simbol al rezistenței și speranței. Potrivit șefului statului, independența este atunci când cetățenii își pot decide singuri viitorul, când au libertatea de a-și construi propria țară, așa cum o văd ei. Mesajul este însoțit și de o înregistrare video în care un cor de copii al școlii de arte Alexei Stârcea interpretează piesa Cervona Kalina, care simbolizează lupta poporului ucrainean pentru libertate. С днем незалежності, Україно! Slava Ucrainei!
În 24 august 1991, Rada Supremă a Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene de atunci a adoptat declarația de independență a Ucrainei, iar ca rezultat s-a format actualul stat ucrainean, care de mai bine de un an luptă în războiul declanșat de Rusia pentru a-și apăra teritoriul. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, cu noi informații vă aștept la ora 17, o zi frumoasă! We'll be right back.